Bună seara! Putem începe ediția numărul 24, lumea să o petece. Bine ați venit în primul rând la o nouă ediție, lumea să o petece. O ediție într-o zi de vară, dar cu discuții nu neapărat de sezon, ci cu discuții destul de serioase despre legislație, despre white hat versus black hat, despre cum poți sau poate cum poți să nu fii penalizat pe Google, cum ar, ce ar trebui să faci ca să nu fii penalizat pe Google, ce ar trebui să faci ca să nu fii penalizat în Google AdWords, pentru că poți și acolo să faci destul de multe lucruri care îți pot afecta domeniul tău de promovare și care putea fi soluții, de exemplu, pentru a filtra click-uri invalide și așa mai departe. Despre toate lucrurile acestea vom vorbi în această ediție, ediția numărul 124, alături de Eliza Groșanu, Ramona Curjoveanu și Bogdan Manolea. Toți trei vor vorbi despre PPC și SEO în termen legislativ. Pentru cei mai timizi dintre voi care nu vor să pună întrebări, vrem să vă tratăm, pentru că timiditatea se tratează, iar noi o tratăm cu un vin de la Vinescu.ro, care este sponsorul nostru. Așadar, pentru cele mai bune 4 întrebări, vom oferi 4 sticle de vin. Sper că 4 sticle sunt, da? Da. Ok, 4 sticle. Bun, am primit confirmare. Mulțumesc! Primul invitat al serii este Elisabeta Groșanu. Elisabeta face parte din Gașca Business Results și rolul este de a ghida echipa pe calea atingerii obiectivelor, obiectivele business-ului lor și ale tuturor partenerilor. Colegii spun că este clientul între nevoie de comunicare, orientare către oameni și eficiența în business, prietenii spun că este fragilă, dar puternică, copiii spun că este cea mai bună mamă din lume, iar mama ei spune că este o luptătoare. Cu siguranță, ea este ceva din toate aceste lucruri. Astăzi seara o să vină la lumea SEO să vă vorbească despre o prezentare care se numește Unde-i lege, nu-i tocmai rău. Trăim într-o perioadă destul de pervescentă privind cadrul legislativ în România. Așadar, unde lege nu-i tocmeală, mult succes! Mulțumesc! Suntem aici împreună. Nu e o temă foarte atractivă, nu e o temă foarte sexy. Nici prezentarea mea nu e foarte dinamică, am încercat să mă adaptez. Dar, sigur, o să obțin lucruri interesante, sper. Veți auzi lucruri pe care poate nu neapărat le-ați auzit, poate nu neapărat că sunt străine, dar pe care veți avea ocazia să le lămuriți mai bine sau să le fixați mai bine. Așa că aștept întrebări. Chiar și în timpul prezentării, mă puteți întreba orice. Vedeți că domnul Bugăr e tot și pe noi. Tema asta a legislației în PPC este extrem de vastă și în momentul în care mă gândi la prezentare, mi-a fost foarte greu să aleg. Am încercat să merg pe câteva zone pe care de-a lungul vremii le-am simțit sensibile, care fie au generat controverse, fie nu au fost neapărat foarte bine lămurite de Google până la un moment dat. Și unele dintre ele chiar mai sunt dezbătute sau prost înțelese, pentru că se vede clar asta în ceea ce se întâmplă în mediul online. Așa că am ales să vorbim despre utilizarea marcilor, despre utilizarea listelor de marketing în rețeaua de căutare, de asemenea, despre politica de cookie-uri și, în final, o să mergem puțin și în zona fiscalității și o să vorbim despre deductibilitate. Mai exact, ce facem cu factura de la Google? Cum ne ajută ea? Sau de ce avem nevoie ca să o putem folosi? Utilizarea marcilor în PPC și mă refer în special sau mersi special pe utilizarea în rețeaua de căutare. Este un subiect dezbătut.
utiliza marca atâta timp cât avem acordul posesorului el. O putem utiliza în edul text dacă posesorul mărcii respective a trimis către Google o notificare explicită în care a precizat că acea marcă poate fi utilizată de către un partener sau altul în campaniile sale. De asemenea, putem utiliza marca în cuvintele, în keywords-urile pe care le folosim în targetare. Da? Deci în lista de cuvinte cheie. Și Google nu are nimic de spus în această privință. Putem folosi marca în URL fără ca Google să aibă, să poată avea prin vreo remarcă în acest sens. Și nu putem folosi marca în nicio situație în structura endului text. Dacă nu avem acordul explicit și adus la cunoștința Google de către posesorul marcii, sau, și mai grav de atât, dacă utilizarea acelei mărci în ad-ul text poate genera sau poate crea un impact negativ asupra imaginii mărcii respective. Deci am dat niște exemple în care pe niște căutări referitoare la brandul Nissan s-au livrat ad-urile din partea stângă care sunt ok, nu ar fi penalizate de către Google. De ce? Primul ad este chiar al brandului, cel de-al doilea este al Wall Street. Se folosește în titlul ad-ului brandul, dar Google nu ar penaliza această utilizare. De ce? Pentru că este un ad ce trimite către o pagină din publicație în care se regăsește un articol publicitar, sau mă rog, un articol de prezentare al brandului Nissan, deci nu aduce niciun fel de prejudicii acestuia. Apare ad-ul Fiat și, de asemenea, ad-ul Mitsubishi, care doar au utilizat Nissan Juke în lista de cuvinte cheie, targetat, dar nu au afișat în ad niciun fel brandul respectiv. În partea dreaptă sunt două rezultate ale unor site-uri sau platforme de vânzări second hand. Se vede că i-au utilizat brandul în titlul ad-ului, lucru care nu este ok, cu atât mai mult cu cât dacă să ne referim la brandul Nissan, este vorba de un interes de business, da? Pentru că, în mod clar, Nissan va pierde clienți, pentru că unii dintre ei vor fi tentați să fie potențiali clienți, pentru că unii dintre ei vor fi interesați să ducă către un site de second hand. Ce-ar putea să se întâmple în această situație? Ce e de făcut? Ce ar trebui să facă brandul Nissan? Păi, ar putea să trimită o reclamație către, sau ar trebui să trimită o reclamație către Google privind utilizarea marcii în anunțurile AdWords în mod necorespunzător. De asemenea, ar putea să solicite restricționarea utilizării mărcii, da, în campanii pentru anumiți advertiseri. Totodată ar putea să autorizeze anumiți advertiseri sau parteneri să folosească brandul Nissan în comunicare, dar pentru acest lucru ar trebui să trimită o notificare clară către Google. Și
situația în care, să spunem, Google ar considera în marea evaluării pe care o face că utilizarea brandului nu a fost nu a depășit din politicile Google, atunci ar putea să notifice advertiserii respectiv pe care legală sau să inițieze o înțelegere amiabilă sau chiar să ajungă în instanță pentru a-și câștiga drepturile neaportate la marcă, la utilizarea marcii. Acum, ce ar fi de spus e că, dincolo de toate aceste acțiuni ce s-ar putea face, treaba asta cu licitarea pe brand, la un moment dat devine nesănătoasă. De ce? Pentru că, din practică, se vede că nu e neapărat avantajoasă nici pentru cel care încearcă să folosească marca și nici pentru posesorul ei. Pentru că, în ceea ce privește posesorul marcii, dezavantajul vine din faptul că îi cresc costurile, iar în ceea ce privește concurentul care utilizează brandul, el nu reușește, orice ar face, încât s-ar bate, nu reușește să acopere o area atât de largă încât să merite acest efort. Și atunci, cumva, recomandarea e ca această licitare pe brand să se facă în limitele bunului simț. Să facă dacă, într-adevăr, este nevoie. Pentru că s-ar putea că la un moment dat să înceapă un război consumator de resurse inutil. Întrebări? Legat de utilizarea marcii? Bun, al doilea subiect ar fi utilizarea listelor de remarketing în rețea de căutare. Utilizarea listelor de remarketing în rețea de căutare este o practică oarecum recentă, să spunem. Sau, mă rog, nu foarte recentă, dată fiind dinamica, dar raportat la utilizarea listelor de marketing în rețeaua de afișare, în mod clar, ea este mult mai puțin utilizată sau de mult mai utilizată de mult mai puțin advertiser. Și iarăși analiza ne arată că nu toată lumea respectă regulile, probabil că mulți dintre ei nici nu le cunosc. De ce? Pentru că spre deosebire de rețeaua de afișare, în rețeaua de căutare pot fi folosite doar liste de remarketing primare. Asta înseamnă că pot fi folosite doar liste de remarketing care au fost obținute pe către advertiserul respectiv, pe oricare dintre, în oricare din spațiile lui. Indiferent că vorbim de un site sau de o pagină de Facebook sau de un blog și mai departe. Distribuirea listelor respective în alte conturi poate fi făcută doar cu acordul ownerului listei, iar acest lucru se întâmplă doar dacă utilizatorii înțeleg anunțurile personalizate care li se livrează provin urmare a accesării unui site anterior. De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce este ok să ne folosim sau să folosim liste terțe în rețeaua de afișare și nu este ok să le folosim în rețeaua de căutare? Vă dau un exemplu concret. Avem un site de hăinuță pentru copii, să spunem, și construim o listă de remarketing.
pe care apoi ne propunem să o folosim pentru a promova călucare pentru copii. În momentul în care utilizatorul se află în rețeaua de călucare și exprimă un interes foarte clar, related, pe multe copii, nu este foarte relevant pentru el să primească un mesaj referitor la călucioare. Este ca și când am avut o campanie de... ca și când într-o campanie de search am folosit ca și keywords călucioare copii, dar am livrat un mesaj de căinuțe. Când putem și cum putem să utilizăm aceste etichete de marketing. Deci nu le putem utiliza pe site-uri care nu ne aparțin. De asemenea, pentru Google nu este ok nici să solicităm permisiunea altor site-uri de a plasa propriile etichete de remarketing pe care ulterior să le folosim. Evident că nu putem să le distribuim pentru alte agențe publicitare. Iar accesarea listelor de remarketing, inclusiv a agenților subsidiare, să spunem, pentru utilizarea metodei de căutare, de asemenea, nu este permisă. Și aici mă refer la situația în care, să spunem, din același grup fac parte două site-uri, să spunem, un site de anunțuri și un site general de anunțuri și un site de anunțuri imobiliare și ne propunem să utilizăm o listă de remarketing creată pe site-ul de anunțuri pentru promovarea site-ului de anunțuri imobiliare. Treaba asta iarăși nu e foarte ok, pentru că dacă lista nu este foarte bine targetată și ajungem cu un anunț de imobiliare către, nu știu, o persoană care e interesată să caute electronice sau, nu știu, loc de muncă, ajungem din nou la irelevantă. De asemenea, utilizarea unor date terțe pentru a afla când poate eticheta de remarketing să ajungă să adauge vizitatorii în lista de remarketing. Și aici mă refer la situația în care știm despre o anumită persoană care are copii, da? Din comportamentele observate, și ne propunem să comunicăm specific știind acest lucru. De asemenea, utilizarea datelor de la un client gestionat pentru a crea o listă de remarketing pentru un alt client nu este permisă. Și aici, iarăși, matching între listă de remarketing ale unor site-uri care aparent ar avea legătură, dar de fapt nu au. Cum ar fi un site care promovează un brand auto versus platforma de autoturism secundar. Ce consecințe au toate aceste abateri de la regulile Google? Păi, în primul rând, atunci când ele sunt sesizate, Google are oricând libertatea de a verifica conformitatea listelor. În cazul în care observă că lucrurile nu stau așa cum trebuie, el transmite notificări prin care se solicită corectarea situației, iar dacă situația nu se rezolvă, atunci acționează în sensul în care poate să blocheze utilizarea listelor de remarketing.
des raportate. Dar probabil că situația va deveni din ce în ce mai prestantă atunci când e vorba de utilizarea acestor liste. Cu atât mai mult cu cât pe marketingul, mie mi se pare că în ultima perioadă e folosit mai mult decât ar trebui să fie. Și aici mă refer doar la felul în care sunt utilizate listele și la faptul că nu se utilizează pe principii de targetare foarte bine gândite, ci mai refer și la frecvența cu care se afișează reclamele și la faptul că foarte mulți utilizatori încep să-și dorească să nu le mai bani. Și atunci, pentru că acest instrument trebuie să funcționeze, obiectivul este să ducă către conversie, obiectivul este să aducă utilizatorii care au plecat din site-ul nostru până să finalizeze o acțiune pe care o așteptam. Dacă ei postesc văzând reclamele relevante, cumva asta va afecta calitatea utilizării instrumentului și va afecta de toată lumea, în final. Am făcut oarecum punctea și mă către utilizarea irresponsabilă a datelor. Acesta este un subiect pe care Google nu-l definește foarte clar. De aceea, atunci când e vorba de el, eu aș spune că bunul simț al fiecăruia dintre noi ar trebui să fie cel care dictează primul rând atunci când ne propunem să utilizăm datele personale în campanie. Am dat câteva exemple de situații în care datele personale, precum vârsta sau faptul că mașina nu funcționează, că sunt utilizate prin transmiterea de mesaje extrem de agresive. Agresive pentru utilizator care, da, se întreabă, dar de unde știu tu că mașina nu este stricată? E bine să încercăm să fim discreți. Și chiar dacă știm că mașina nu este stricată sau că are 30 de ani sau că e gras sau slab sau că are copii, să comunicăm într-un mod cât se poate de discret, pentru că atragem atenția prin ceea ce îi oferim, ca să nu fie evident că știm acest lucru despre el. În ceea ce privește politica de cookie-uri, nu o să insist foarte mult, pentru că am înțeles că un alt producător o să detalieze acest aspect. Așa încât chiar o să trec peste.
17% din impozitul pe profit. Nu este purtătoare de TVA, pe 6 ani în întrebare, nu este purtătoare de TVA, implicit nu se poate deduce TVA. Cum asta mi-am propus eu să vă spun astăzi. Dacă sunt întrebări, da. Eram curios dacă din lista de așa nu, din exemplele de remarketing pe care ați folosit, sunt ilegale, imorale sau contrare termenilor de utilizare control? Sunt contrare termenilor de utilizare control. Sunt specificate clar în politici. Din punctul meu de vedere, sunt și imorale. Asta depinde de cum își propune fiecare să Nu? Sunteți timid? Nu veți o sticlă de vin de la bine scurt cu roșu, înțeleg. E roșu sau alt. E bine, dacă ai o întrebare, poate fi și roșu, poate fi și alb. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, să-i mulțumim Elizei. Mulțumim foarte mult. Destul de multe insight-uri despre campaniile de brand, despre campaniile de remarketing, cum să le faci, cum să nu faci campaniile de remarketing, cât de inclusiv să fii și cât de inclusiv să nu, să nu fii campaniile de remarketing. Iar acum trecem de la PPC la, la SEO, la White Hat vs. Black Hat SEO, cu Ramona Prijovanu, pe care o chem lângă mine. Ramona este specialist SEO la iAgency de peste 6 ani. Se consideră o alpinistă a motoarelor de căutare. Trăiește pentru momentul în care se începe partenerilor, o să ajungă în vârf și o să zâmbească atunci triumfătoare, văzând de pe prima poziție, uitându-se de pe prima poziție către, către pozițiile inferioare unde se află, se află competiția. De peste 6 ani construiește alături de echipa agency strategii de marketing online pentru a ajuta campaniile să-și atingă țelul și în special să-și crească profitabilitatea. A colaborat cu diverse branduri din România pentru a le ajuta să-și atingă succesul, să ajungă pe culmile succesului pe toate canalele digitale, printre care Elvila, Floria sau DC News. Motoul ei, în viață trebuie să ajungi atât de bun în ceea ce faci, încât și după ce te fură toți, tot ce mai bun să rămâi. Ramona, te întrebări. Mă bucur că nu sunt singura care n-a plecat în vacanță și că starea e destul de plină. Văd că mai sunt și alții ca mine. Prima oară când am discutat cu Ana despre subiectul pe care urmează să-l abordez, am fost un pic surprinsă pentru că, sincer, nu m-am mai gândit de mult la White Hat vs. Black Hat SEO. Și m-am gândit, oare mai sunt oameni care privesc white versus black, privesc SEO din perspectiva asta, pentru că... pentru că în ceea ce privește, pentru că lucrurile stau așa. Orice link cu intenția de a manipula pozițiile unui site, sau rezultatele din Google poate fi considerat, poate fi considerat ca făcând parte dintr-o schemă de link-uri și încalcă astfel politica lui Google. Deci, în ceea ce privește pe Google, fie că facem white sau black SEO, pentru ei este același lucru. Dar vreau de-a pornit toată chestiunea asta cu white versus black. Vreau să încercăm să facem un exercițiu așa de gândire și să ne imaginăm cum făceau oamenii SEO undeva prin anii 2000. Vă puteți imagina când motoarele de căutare erau la început, Google abia apăruse, câțiva oameni au văzut oportunitatea de a-și înscrie brandurile, de a-și înscrie site-urile motoarele de căutare și s-au gândit cum să facă să le promoveze. Sigur că fiecare
a făcut ce-a știut mai bine. Pentru că la momentul respectiv nu aveam atâtea instrumente, nu aveam după cine să ne luăm, nu aveam unde să citim, deci practic nu aveam resurse de unde să ne informăm. La un moment dat, Google a simțit nevoia să impună niște reguli și să împartă oamenii, de fapt nu oamenii, cei care fac SEO, în două categorii, white versus black. De ce credeți că a simțit nevoia asta să ne împartă în două categorii? Are cineva idee? Sau v-ați gândit vreodată? Asta nu știu cine e mai tare de pe viață. Da? Probabil unii respectau anumite reguli, dar alții nu le respectau. Da, da, corect. Unii erau mai catolici decât papa, da, da. Adevărul că dacă ne uităm la misiunea lui Google puțin, că acum am făcut de research și am dat misiunea lor și am văzut că aici să organizeze informația disponibilă în lume și să o facă accesibilă tuturor. Mi s-a părut un scop așa, da, nobil, pentru oameni, adică ceva, wow. Însă, dacă ne uităm puțin la profitul de anul trecut, nu știu dacă este singurul lor scop. Pentru că în 2014 au făcut numai 14,44 de miliarde de dolari. Deci, nu știu dacă misiunea lor este doar să organizeze informația. Misiunea lor, de fapt, este să facă bani, pentru că, în fond, e o companie și ca orice, orice companie își dorește profit. Iar în ceea ce privește SEO, SEO nu are legătură cu etica. Google nu e un fel de biserică unde noi toți mergem și ne îmbrăcăm fie în alb, fie în negru și începem și promovăm site-uri. Nu, și scopul nostru este același, de a face bani. Sau de a ajuta companiile să facă bani. E cineva de aici care face SEO? Ca să știu dacă... A, da, știu de bine. Ok. Deci, în ceea ce privește pe Google, lucrurile sunt foarte clare. Nu avem white, nu avem black. Pentru el nu contează. Ok, bine. Unii probabil că vor spune. Nu există black, nu există white. Din punctul de vedere al Google e aceeași chestiune. Însă, totuși, ce tehnici ar trebui să folosim sau încotro ar trebui să ne îndreptăm? Înainte de a decide ce tehnici ar trebui să urmăm, cred că este important să ținem cont de trei lucruri. 1. Valoare. Suntem dispuși să folosim tehnici care să adauge valoare site-ului sau să folosim tehnici care să oferă utilizatorilor informații utile sau nu? Pentru că, de regulă, tehnicile cu valoare scăzută obișnuim să le numim spam. Însă ele nu sunt neapărat interzise sau nu sunt neetice. Dar există oameni care le folosesc în continuare. Ele nici nu sunt... cu toate astea, ele sunt riscante, pentru că Google, în ultima vreme, nu știu dacă știți de Panda, Penguin, dacă ați auzit de update-urile astea, a devenit din ce în ce mai riscant să folosim astfel de tehnici. Un exemplu de astfel de tehnică clasic, pe care foarte mulți probabil că știu, este punerea unui link în footer, eventual pe un money keyword. E un lucru pe care Google astăzi îl descoperă foarte ușor, pentru că e o chestie simplă și deja e o tehnică folosită de foarte mult timp. Ideea este să stabilim, să avem o strategie care să aducă valoare site-ului, nu doar care să ne aducă un link în plus sau mai multe link-uri sau o cantitate uriașă de link-uri, cum își doresc să mulți. Al doilea lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere este riscul. Ce risc suntem dispuși să ne asumăm? Sigur că în momentul în care facem SEO, cu toții ne asumăm un risc. Adică fie că facem white, fie că facem black, așa cum am zis mai devreme. Însă, este important să stabilim, să fim conștienți de riscul pe care îl asumăm. Un risc mai mare ne poate aduce câștiguri mai mari, însă ne poate aduce și pierderi uriașe. În ultimii ani au fost
multe companii care au riscat și care au fost penalizate de Penguin sau de Panda. Cunosc chiar site-uri care de 2-3 ani nu-și mai revin, deși au curățat toate link-urile potențial periculoase. Atât tehnicile de Black Hat cât și cele de Grey Hat sunt riscante și devin din ce în ce mai ușor de riscate pe Google. Sigur că asta nu înseamnă că dacă facem White Hat, eu știu, nu riscăm să fim penalizați. Se întâmplă și la companiile care pretind că fac White Hat, însă într-un procent mult mai mic. Mai departe, ar trebui să țineți cont și de termen. Cum ar trebui să ne organizăm strategiile? Pe termen lung sau pe termen scurt? De regulă, alegerea strategiei se face în funcție de domeniul de activitate sau de cât de repede ne dorim rezultate. De exemplu, să spunem că vrem să vindem, eu știu, puse pentru iPhone 6. Probabil avem un buget redus și vrem să, normal, vrem să avem trafic cât mai repede și conversii cât mai repede. Că... Da, exact. În curând dispare iPhone 6. În cazul ăsta s-ar putea să fie mai util pentru noi să avem o strategie pe termen scurt. Nu zic că ar fi bine să folosim o tehnică de Black Hat. Însă cred că este bine să punem în balanță avantaje și dezavantaje și să decidem, să vedem ce strategie este mai potrivită pentru noi. Sigur că există și companii care au business-uri long term și care își doresc imediat rezultate și imediat conversii. Și de multe ori mizează pe strategii short term, însă nu este o idee foarte bună. Pentru că s-a dovedit că având o strategie de pe termen scurt, atunci când tu vezi business-ul, când business-ul tău este long term, se poate întâmpla să nu fie în avantajul tău. Pentru că până la urmă pe tine te interesează să ai o creștere chiar dacă mică, durabilă și să fie continuă. Este foarte important să știm ce strategie alegem și să stabilim de la început, pentru că în funcție de strategia pe care o stabilim, astfel vom ști cu ce trebuie să lucrăm și cum să lucrăm. Probabil că v-ați dat seama că astăzi nu am venit să vă vorbesc despre ce ar trebui să faceți și ce nu ar trebui să faceți. Însă, aș vrea să țineți cont de aceste trei lucruri pe care vi le-am spus, de alegerea tehnicilor, de promovare. Și încă un lucru aș vrea să mai precizez. De regulă, oamenii, în momentul în care se îndreaptă către o anumită categorie, fie white, să spunem, fie black, tind să fie reticenți la sfaturile sau tehnicile care vin de cealaltă parte a baricadei, ca să zic așa. De regulă se întâmplă, de exemplu, cei care credin că fac white hat, să fie întotdeauna reticenți la sfaturile celor care fac black hat sau să citească informații de pe forumuri de black hat. Însă nu știu dacă este o decizie bună. Cred că este mai bine să fim deschiși și să aflăm și propuneri și de cealaltă parte a baricade. Pentru că s-ar putea să găsim niște idei bune, s-ar putea să aflăm niște tehnici care poate că ne sunt utile. Nu trebuie neapărat să fim într-o anumită direcție și focusați pe acea direcție. Dacă aveți întrebări, le aștept. Dacă aveți întrebări, putem defini ce înseamnă termen scurt și termen lung, mai concret? Păi, uite, dacă luăm exemplul cu husele de iPhone 6 pe care l-am dat, probabil că termen scurt înseamnă 6 luni, maxim un an de zile, pentru că Apple probabil că o să scoată destul de repede un iPhone 7 și atunci sigur că e important să avem trafic și conversii mai repede. Deci, în cazul de față, termenul scurt ar însemna 6 luni. Da, probabil că depinde și în funcție de business. Eu am spus pe exemplul ăsta. Pe exemplul ăsta, da. Cred că 6, maxim un an. Depinde de cât de repede se miște Apple. Să
Sau depinde de ce folosești, black hat, white hat? Depinde și asta? Nu, de strategie. Poți să-ți folosești, n-am spus că dacă îți faci o strategie pe termen scurt, trebuie neapărat să folosești tehnici de black hat. Nu e obligatoriu. Depinde de fiecare, de cum își decide. E o lume liberă, fiecare alege cum trebuie să lucreze și atunci, na. Cum își aștept, ne așa doar, exact. Nu? Exact. Corect. Bun, mulțumim frumos, rămâna. Bun, și acum v-ați aștepta să urmeze pauza, însă nu va veni pauza, nu vă lăsa încă să mergeți la țigară, pentru că este încă destul de cald afară, și vom mai sta puțin, doar 5 minute, maxim 10 minute, nu mai mult, cu o pastilă, spunem noi, sau cum am spus în termen de marketing, cu un bonus. Avem aici pe Andrei Rabenco, care ne va prezenta o soluție pentru a economisi bani în campania noastră de Google AdWords. Da? Pentru a putea îmbunătăți puțin eficiența campaniilor, pentru a putea îmbunătăți return of investment și a scăpa de niște mici excroși sau mari excroși. Niște mici excroși care ne mănâncă mari bugete de media. Vă las stamina mea, Andrei, avem cu pentru a prezenta soluția antifraudă. Deci sunt așa emoționat că ai venit, mă ia să iau legătura cu tine. Deci mă bucur tare că ai venit la mine, da? Mă bucur că te bucuri. Bun. Despre ce este vorba mai exact? Este vorba despre o soluție software antifraudă, sau mai exact anti-click fraud, dezvoltată de o firmă românească. Firma se numește Xiona Group. Soluția este Xiona Group. Noi suntem Xiona Group. Eu și partenerul meu, Andrei, te rog frumos. Și din Colentina. Și din Colentina, evident. M-am localizat. Bun, despre ce o să vorbim? O să vorbim despre ceea ce înseamnă click fraud, de ce click fraud, cum funcționează aplicația noastră și care sunt funcțiile pe care le oferim, facilitățile pe care le oferim și în cele din urmă o să discutăm un pic despre ceea ce înseamnă integrarea cu API-ul Google AdWords. Și de ce este practic piesa de rezistență a oricărui software capabil să identifice această fraudă. Bun, să începem cu începutul. De ce click fraud? Din punctul nostru de vedere, și probabil nu numai din punctul nostru de vedere, ci din punct de vedere al multor agenții care fac PPC în România, click fraud este o problemă nerezolvată. O problemă abordată de orice fel de sistem de advertising, inclusiv Google AdWords, inclusiv Bing Ads, chiar și rușii de la Yandex încearcă să abordeze problema asta, dar fără prea mare succes. Și, cumva, situația este foarte sensibilă, pentru că dacă oamenii ăștia au succes în rezolvarea problemei click fraud, atunci veniturile lor scad. Este foarte dificil, chiar și pentru agenție, să aibă încredere în Google, care este un arbitru. Google este arbitru, Google este cel care câștigă. Practic, printr-un algoritm performant de click fraud, Google își taie singur veniturile. Acum, o altă problemă a monitorizării pe care o face Google în privința click-urilor invalide este lipsa transparenței. Aici noi încercăm să aducem, să oferim niște rapoarte noi, să oferim niște informații noi pe care, în mod normal, nu le veți putea observa din sistemul Google AdWords. Și iarăși, de ce click fraud? Pentru creșterea veniturilor, îmbunătățirea ROI-ului, pentru că prin eliminarea fraudei, prin eliminarea problemelor și a cheltuierilor inutile cu click fraud, pur și simplu veți putea, folosind același buget, să ajungeți la mai mulți clienți interesați de produsele voastre. Ok. Sistemul este un software as a service, foarte simplu, care funcționează pe același principiu ca și SEO Monitor, ca și orice altă aplicație oferită ca SaaS. Vă înregistrați pe un site, adăugați site-ul vostru în sistem, iar noi o să generăm un cod de tracking. Codul de tracking este bazat pe JavaScript, plus încă o tehnologie care ne permite să facem tracking și pentru cei ce folosesc browsere cu JavaScript disabled,
sau pentru cei care chiar vor să facă fraudă, evident, ținând cont că toate site-urile folosesc mai mult sau mai puțin cod Java, este evident că JavaScript disable înseamnă fraudă, sau înseamnă bot, sau înseamnă o activitate suspectă. Ai întrebare? Da, se poate integra cu Tag Manager-ul? Sau ai, poți să pui codul ăsta în Tag Manager? Da, sau ai... cred că poți să pui. Și dacă mai, nu se mai încarcă Tag Manager-ul, că e JavaScript, să încarcă, nu se mai încarcă nici nu se mai încarcă. Ok. Adică ar fi dezavantaj. Dar cred că în același... Da, ăsta este un dezavantaj în ideea în care vrei să folosești Tag Manager. Exact. Cum spuneam, este generat acel cod de tracking pe care îl instalați foarte simplu în site, la fel ca Google Analytics sau ca Traffic Flow sau ca orice aia script de tracking pe care îl aveți în mână. Ok. Cum funcționează? La fiecare vizită, mai exact, la fiecare vizită ce vine în ce are loc în urma unui adclick, în cazul nostru adclick-ul din sistemul Google AdWords, noi înregistrăm înregistrăm clipul respectiv, înregistrăm IP-ul și îl stocăm într-o bază de date. Tracking-ul are loc în timp real, la fel și raportarea are loc în timp real. Practic, analizăm IP-urile, numărăm numărul de accesări pe care un IP le face în site-ul vostru și în momentul în care ajunge la o valoare stabilită de voi, o valoare maximă tolerată sau minim tolerată, de exemplu 3 clipuri, 5 clipuri de la același clip, 7 clipuri, câte vreți voi să-i permiteți, fie vă trimitem o alertă, fie blocăm direct IP-ul respectiv în Google AdWords. Și aici vin lucrurile interesante, referitoare la integrarea cu... Stai puțin. Da. Am o întrebare. Te rog. Dar voi nu încălcați politica legată de păstrarea IP-urilor? Asta e legal? Le poți să păstrezi IP-urile? Ai voi să... Ținând cont că nu folosim cookie, Eu întreb, nu știu, deci, da sau nu? Ok. Ați făcut vreo analiză cu un avocat cu privire la chestia asta? Ce zici tu? Zici că nu e... Nu, eu întreb. Deocamdată. Vreau să înțeleg cum funcționează. Nu am făcut o analiză cu un avocat, însă legislația românească este foarte clară, și în general legislația europeană este foarte clară cu privire la cookie-uri. Nu s-a referit la cookie-uri și nici nu s-a referit. S-a referit la colectarea IP-urilor. Colectarea IP-urilor, printre altele, se face de orice fel de sistem de logging, care există chiar și în Apache și în IIS. Practic, este o practică care se face pe orice fel de server și este un mod de securitate. Întrebarea rămâne. Faptul că o fac alții nu înseamnă că dacă o faceți voi, e legal. O face orice fel de sistem. O face orice fel de sistem care este administrat de un administrator care dă dreptul sistemul respectiv să o facă. Okay. Eu nu spun că e legal sau ilegal, pur și simplu încerc să înțeleg cum funcționează până la capăt. Din punctul nostru de vedere, poate merită studiat, conform legislației germane, unde lucrăm deja cu două agenții destul de mari, care au insistat să studieze ei problema strict pentru Germania, totul este legal. Cred că și Avestați o reține și pe asta nu și agențiile, agențiile din Germania au cerut un sfat juridic, ăștia sunt mai catolici decât. Da, ei au cerut un sfat juridic de la o firmă nemțească, deci. Ok. Ce facem mai departe cu aceste IP-uri? IP-uri pe care le considerăm suspecte sau pe care le considerăm frauduloase. Profitând de integrarea cu API-ul, cu XML-ul de la Google AdWords, reușim să blocăm aceste IP-uri, practic să le excludem din anumite campanii. În cazul în care s-a un IP a efectuat 6 clicuri plătite pentru un anumit site monitorizat și regula definită este de maxim 6 clicuri plătite, atunci am exclus IP-ul și reclama nu va mai fi afișată în respectivul. Ce se întâmplă pentru corporații în care ai un IP extern care e blocat pe toți. Da. Ok, avem și o parte... Adică blochează toată clasa de IP-uri, adică tot IP-urile de IP-uri de toată clasa. Exact. Mai departe, în aplicația noastră are și o metodă de a aborda diferitele tipuri de campanii.
AdWords practică. Campaniile de tip search sunt, sunt abordate într-o manieră diferită față de campaniile de remarketing, video sau display. Însă pentru aceasta vor trebui făcute anumite setări adiționale, nu o să intru foarte mult în detalii aici pentru că m-aș lungi prea mult. La fel, există un dashboard pentru raportare, există rapoarte zilnice sau posibilitatea de a genera rapoarte zilnice referitoare la toate IP-urile care v-au vizitat. Și există și posibilitatea de a folosi o aplicație desktop. Mai departe avem și un mic studiu de caz, interesant din punctul meu de vedere, vis-a-vis de coloana Paid Clicks. Sus avem un website care nu este integrat cu AdWords API, practic nu blocăm IP-urile după un anumit număr de clicuri, datele sunt stocate pentru o lună și vedem o listă de IP-uri care registrează 64, 62, 69, 69, 50, 59, 50, practic clicuri de numărul zecilor, pe când un client pentru care facem blocarea automată a IP-urilor după 5 clicuri, are un profil mult mai curat. Dumneavoastră sunteți juridic, am înțeles. Nu ne referim doar la IP-urile cu probleme, ci la toate IP-urile. Ce se întâmplă? Există trafic RAW, există diverse sisteme de monitorizare care fac același lucru. Și orice chestie are luat despre un server, o parte de serverul X. Și în același timp, orice fel de server web are un sistem de login. Sistem de login care oricum loghează orice fel de IP. Practic, aceste informații oricum le puteți obține din altă parte și din punct de vedere al securității unui site. Este normal să știți ce IP-uri vă accesează, pentru că dacă cineva începe să facă flow, să vă atace 5 clase de IP-uri, să facă request peste request peste request, trebuie să știți care sunt IP-urile respective pentru a vă proteja. În același timp, acest soft nu procesează date, nu face nimic ilegal, este doar un mijloc de protecție. Voi aveți datele astea și în baza de date a voastră? Da, evident. Aveți și o bază de date comună cu privire la care dați anumite, să zicem, tag-uri unei adrese IP care a fost identificată ca fiind un potențial de fraudă în altă campanie pentru a raporta la un alt client? Nu. Deci nu există nicio integrare între raportările făcute între clienți? Nu există integrare între clienți. Nu ar avea sens. Stocați adresele de IP în full? Exact, nu ar avea sens. Nu știi niciodată. Păi cum ai putea? Păi nu, zici, uite, eu am făcut, la mine a făcut, a venit unul și a făcut 10 click-uri. Da. Și tu zici, băi, deci ăsta eu știu că e un fraudator. Are și ea script de blocat. Și ăsta, gata, ăsta este și terorist pe deasupra. Îl blocăm, nu mai vede nicio reclamă. Și pe urmă tu zici, păi de la teroristul ăsta nu-i mai arăt eu nimic de la web digital. Ei, ai ales și tu de la web digital. Bine, de las. News. Același timp, se face la nivel de AdWords. Sau se face la nivel de campanie. Nu este ceva ce putem face automat sau ceva ce dorim să facem automat pentru mai mulți clienți. Într-adevăr, există situații în care am vrea să blocăm anumite IP-uri fără ca ele să facă o acțiune prealabilă considerată fraudă, dar nu o să discutăm despre asta aici și acum. Dar mai am o mică întrebare. Voi rețineți timestamp-ul la care a fost fiecare vizită făcută și poți să o faci în funcție de de distanța între vizite sau doar la nivel de număr? Adică filtrul pe restricție poți să-l pui doar la nivel de număr sau poți să-l pui și la nivel de durata. Hai să-ți pun întrebarea pe toată lumea. Păi aveți, te rog, că ai tu puțin? Nu, când întrebare? Poți răspunzi. Deci, sau ok, deci încă o dată, stai să-mi pun. Ok, nu, întrebarea, ok, aveți timestamp-ul, ok. Dar întrebarea este, putem să restricționăm și în funcție de durata dintre, intervalul dintre vizitele pe care le face după un anumit IP? Adică, de exemplu, dacă un IP, cum mă gândesc eu că ar fi mai relevant, adică cum aș crește relevanța? Aici așa, dacă un IP face preț de 5 minute, pentru că am văzut studiul ăsta de caz făcut de către cineva care a pus un custom variable pe Analytics, chiar frate.
și am analizat exact la secundă sau la minut, într-un minut, câte clipuri erau făcute cu un singur IP. Practic mi s-a părut mai relevant asta decât numărul total de clipuri pe IP-ul respectiv, în ziua respectivă, de exemplu. Pentru că poate în ziua respectivă, într-adevăr, ai intrat natural de, ok, de 60 de ori, dar de 9 ori. Oricum, ca să poți determina faptul că e... sau acela mic, trebuie stabilită o frecvență într-o unitate de timp, nu trebuie să o regulă. Ok, întrebarea este dacă singura regulă care poate fi pusă este legată de numărul de click-uri pe IP-ul respectiv sau poate fi o regulă pusă și legată de intervalul la care se fac, cât de scurt este intervalul mediu la care se fac click-urile de pe același IP. Asta crește relevanță. În acest moment, soluția este destul de simplă, în momentul în care s-a atins numărul. Dar puteți să dezvoltați asta. Evident. Să-mi dați bacșiși. Da, sunt oameni care poate stau 5 ani. Și poate o dezvoltăm și cu tine. Cum? Zic, sunt oameni care intră și stau 5 secunde, sunt oameni care stau. Sigur, un comportament normal. Asta ca să, astfel încât să nu afectezi comportamentul utilizatorului. Deci, un client normal ar putea să stea două același IP, o dată, ok, un interval average, nu-mi dau seama exact cât, dar, de exemplu, ar putea să ai comportamentul respectiv. Dai click, a ajuns pe site, cu ce a ajuns pe site, s-au intrat la două, trei chestii, și după care a intrat iar pe altul, este, mai făcut o căutare, am intrat din nou pe un alt la același IP, în aceeași campanie, sau pe o campanie pe același cod, dau exemplu, un remarketing. Poate, sau cu un RLSA și a căutat el din bot. Și a făcut chestia asta într-un interval de 10 minute. Da, e ok. Dacă o face într-un interval mai scurt, să zicem, 4, face de 7 ori într-un interval de 10 minute, atunci e o problemă, asta zic. Adică, la modul ăsta. Aici problemele se numanțează foarte mult în funcție de fiecare proiect. Urmărim date deja pentru foarte multe website-uri, observăm că diferențele sunt colosale, chiar și între comportamentul românilor și comportamentul nemților. Îți dai seama că sunt totul alți oameni. Numai din felul în care navighează. Fiecare utilizator e unic, deci nu are. Da, da, oricum. Poți să găsești niște tipare de... După primul acelor. Să nu mai răspund la reclamă a două ori. Cum să primeai? Să nu mai răspund la reclamă a două ori. Bine, dar ai să amuntat așa. La un cost pe click de 50 de dolari. La un cost pe click de 50 de dolari, eu cred că nu-ți vine să vă zic. Dar nu este o limită stabilită de noi. Fiecare manager de proiect, fiecare... De două ori cum? Adică de două ori în aceeași cont sau de două ori în aceeași campanie sau de două ori în aceeași căutare? Aceeași căutare, același cuvânt? Practic, a primit un click. Cine? Cine a primit un click? Un site. Un site. Un site nu primește click, ci altul primește click. Head-ul primește click. Persoana a ajuns pe site și ni s-a solicitat blocarea IP-ului. Atât de dat, nu mai la revedere. Papa, are șansa acceptat? Sau există la fel în zaciul ăla 3 sau în zaciul ăla 5 sau așa? Depinde probabil de la soluție la soluție. Depinde de fiecare domeniu din parte. Și dacă vreți să iei mai departe, pentru că suntem un lucru la asemenea de timp, oricând în pauză putem brainstorma despre soluția care este probabil perfectibilă, dar este un început. Și am descris dacă mai găsim ceva. Am parcurs întreaga prezentare. Ok, e suficient. A fost probabil cea mai intensă pastilă de până acum, pastilă și prezentare. Îi mulțumim, Andrei. Soluția, să veniți să facem cu feedback și poate cu share din meeting. O lună este gratuit. Hai să zicem parola. Trebuie să dai click pe recistă, nu pe locuit. Am făcut și la conversă, pare că am făcut la conversă. Ok, să sperăm că nu ne plăcea de tot. Bun, și acum avem o pauză scurtă de maxim 15 minute și mai ajutăm la 8:10 la timp.